Salutare, fraților! Bine ați venit pe canal la un nou episod. Astăzi avem, ca de obicei, e joi, avem premiile de la Division Rivals. Divizia 3-a, rankul 1. Până săptămâna viitoare sper să ajung în Divizia 2-a. Nu am forțat, joc cât pentru primul rank. Atâta. Deocamdată e suficient. Când o fi nevoie să forțăm să ne ducem în Divizia 1, în Elite Division, o să forțăm. Da, momentan e suficient. Ca de obicei o să iau pentru voi premiile Untradeable, adică varianta a doua, să avem două pachete Rare Player Spec, două pachete Jumbo Premium Gold Player și două pachete Jumbo Premium Gold Pack. Mă, în jucători buni, în pachete, acum cine știe, poate ne dă și nouă ceva bun, lucrez la echipa mea Untradeable, deocamdată am cam 4-5 poziții blocate, cine știe, cu premiile de astăzi poate mai adăugăm încă un jucător sau doi la echipă. Da, asta rămâne de văzut. Să vă arăt și echipa, să vedeți cum stau la echipa mea untradeable. Militao, untradeable. Meta, Alaba, SBC, clar, untradeable. Valverde, Tchouaméni și Correa. Aș mai avea nevoie de 2, 3, 4, 5, 6 poziții și atunci echipa mea untradeable ar fi completă. Așa fac în fiecare an, încerc cât de mult se poate să mă duc pe untradeable. Cu ocazia asta știu că nici nu pierd coins. Știm și noi cum e marketul, scade, urcă, scade, urcă. Anul ăsta deocamdată m-am ținut bine, am știu când să vând echipa la timp potrivit înainte să scadă. Am 1.855.000, dar trebuie să creștem, frate, să ne facem bugetul mai mare, mai mare. Astea fiind zise, hai să dăm un premiu. Doamne ajută și la mine și la voi să prindem jucători cât mai bun, cât mai meta, să ne intre la fiecare în echipă. Dăm prima dată în pachetul Jumbo Premium Gold Pack. N-am mai luat de mult ceva bun la premii, dar cine știe, oare se schimbă săptămâna asta? Spania. De fiecare dată, frate, nu știu, încep cu Spania. Am ce am cu Spania. Când deschid un pachet, steagul, prima dată Spania. Abraham în pachet și pe lângă Abraham ceva contracte de băgat la club. Un cartonaș de modificare a poziției. Nior pachetul ăsta. Ia, îl salvăm pe Fernand Torres sau nu salvăm? Nu îl salvăm, asta este, îl trimitem la club, mergem mai departe, deschidem următorul pachet. De compensația aia, frate, nu mai zic nimic a băieții de la EA Sports până acum. Bailey. Ba, nu-i Bailey, mă, cine-i? Antonio, de 79. Când a făcut greșeala aia cu pachetul Foot Hero, de l-a pus tradable 25K în store, l-au lăsat 10-20 de minute cât au fost atunci, cine au fost pe fază, au deschis pachet, au făcut profit și noi fraierii care n-am fost pe fază, asta este, am rămas fără profit. Dar eu încă tot aștept să văd, nu o să zică nimic ca băieții de la EA Sports, bă, o compensație pentru cine nu o deschis. Vă dăm și vouă un pachet Foot Hero, fie și untradeable, nu contează, nu trebuie neapărat să fie tradable, dar măcar untradeable să fie. Nigeria Striker, cine e? Osimhen de la Napoli, 83, pe lângă, se mai poate ascunde ceva? Ia să vedem. Oh, avem acolo și un inform și cam atât, în mare parte, Alex Telles, care are un cartonaș, dar nu arată bine deloc. E high cu low, 2 stele la Wigfoot, SBC-ului, cartonașul special. Am vrut să-l fac la un moment dat, dar nu se merită. Hai, dacă era măcar high cu medium și măcar 4 stele acolo la Wigfoot. Dar din păcate nu, așa că am zis pas și mai aștept. Mai țin de resurse, țin de coins, grind în continuare și aștept un SBC mai bun, cum a fost și Alaba. Aia, cred că e special. Alaba, cartonaș scump, dar bun. Eu zic că până la Team of the Year o să mă ducă lejer. Acum rămâne de văzut ce o să mai scoată. Scurios duminic, adică duminică, doamne, vineri, adică mâine. Dacă o să scoată un cartonaș special al lui Benzema, cu ocazia câștigării balonului de aur, rămâne de văzut, vedem vineri, vedem și care o să fie echipa a doua la Rule Breaker. Oricum Ribery i-a anunțat, Sissoko din nou o super echipă, mai avem două pachete, cele mai bune pachete, frate un workout, frate un cartonaș special, frate ceva ce să-mi intre în echipă, dai și mie. Să vedem. Franța, dar nu-i walkout striker. Da, în sfârșit e steagul bun. E Franța, e striker, dar e Griezmann. Ce să faci cu Griezmann?
în perioada asta a jocului și dubluri, Sabitzer, Isaac și în mare parte cam atâta. Să vedem ce putem salva. Nu cred că pot salva prea multe, că am tot cu clubul mi untradeable. Asta este, ce salvăm, ce salvăm, ce nu, dăm discard. Și ultimul pachet. Să vedem ultimul pachet. Oare o să salveze ziua? O să salveze premiile. 1, 2, 3 și... Bă, măcar dăm un knockout, frate. Dăm ceva din ultimul ăsta pachet. Să vedem, e walkout, nu-i walkout. Italia, dar nu-i walkout. Center back. Bastoni de 84. Ai din toate pachetele de la premii. Bastoni de 84 a fost cel mai bun. Așa ceva, frate. Fred acolo la Croa. Și cam atât. 6 dubluri. Aici rele au fost pachetele. Nu o să dau discard la jucători. Îi țin. Fraților, astea au fost premiile mele. Din păcate n-am avut niciun knockout, niciun jucător spectaculos. Dar asta e, frate. Mă ambiționează mai mult. Grindul merge mai departe. Să fac mai mulți coins și să scot rezultate mai bune la Weekend League. Dar vă urez vouă o baftă la premii, să prindeți voi ceva bun. Și mâine seară ne vedem pe live. Începe meciurile de la Weekend League.